Deci singur, ultima emisiune este de acum 5 zile, de la 0.59 a zis? Da, la 3. La 3? Să ne iei. Ok, ia, stai să vedem. Pe cine crezi, bă? Pe cine? Nu știu, nu m-am apucat. Păi, tânărul era, să zic, Mizil. A, pe Serghei Mizil. Serghei Mizil. Și fiul am avut o revelație. Mizil. Am avut o revelație, m-am gândit, mai. Dacă după 30 de ani de la moartea lui Hitler în Germania s-ar fi vorbit, dom'le, hai să discutăm despre acele sfârșitul acelui război, știi? E chemat un băiat care făcea parte din propaganda lui Hitler acolo, un golănaș cum ăsta, simpatic, e un golan simpatic, știi? Și care a dus o cam pampas în cartierul Primăverii cu ceilalți băieți de ninși, cu Ceaușescu, cu gargeși, cu whisky, cu, mă rog, e prea o altă lume, de fapt. E prea un capitalism. Exact, asta vreau să spun. Și deodată acel domn, acest domn, așa, e chemat ca un reper moral la Antena 3 și la domnul, ce părere, domnule? Arăle, ce, socul meu era general de securitate, nu știu ce, eu eram, mă vedeam cu Nicu la un whisky, nu știu ce, și l-am întrebat, dar să era un băiat de treabă, știi, așa. Și Iliescu era cu KGB-ul, erau ăștia cu KGB-ul și băi, totuși în România a avut loc o revoltă populară uriașă. Da, e clar. A murit 1200 de oameni. Da, mă, dar majoritatea omorâți de voi, mă. Acum pot să-ți dau răspunsul. Majoritatea omorâți după voi, după ce a căzut Ceaușescu, lăsați-o de la aia acum. Și eu n-am fost chemat acolo ca un apropiat al ăla, eu am fost chemat, domnul Dinescu, tot simpatic îmi rămâi și nu o să mai aud de tine, pentru că sunt, că te consideri simpatic și ești un băiat deștept. M-au chemat pentru că întâmplător am fost în miezul acelor probleme, nefiind implicat de nicio parte. Și mi-am spus ceea ce am văzut eu. Dacă te deranjează că pot să spun ce am văzut eu, normal că pe toți care a stat cu Iliescu și cu militarul și cu aia care au tras în populație ca să ia puterea, normal că nu vă convine această părerea mea. Eu n-am fost chemat nici ca, nu m-a prezentat nimeni acolo la Antena 3, profesorul de istorie Serghei Niculescu Mizil, ca pătismă. Nu m-a prezentat filozoful Serghei Niculescu Mizil, nu m-a prezentat, politicianul Serghei Niculescu Mizil. Eu mi-am spus părerea mea pentru că oamenii sunt interesați să vadă și părerea oamenilor care au fost în mijloc și care am văzut. Și nu spune tu mie cu Iliescu că n-a fost dinainte și în toate astea, că îți arăt documente, că erau urmărit Iliescu, militarul, Ioniță, erau care era, știau toată lumea că sunt afiliați, Brucan și toți astea, afiliați rușilor. Nu mai împachetați cum vreți voi, că voi sunt, ai vorbe, tu măcar știi să împachetezi frumos și poți să pună botul mulți fraieri la ceea ce spui tu. Dar nu este asta realitatea. Știam toți cine este Iliescu, nu fără nici, eu am stat cu Iliescu în casă. Cu domnul Mihai Pujor Sion am dormit până la Revoluție, că dormeam în casă, nu dormeam la Iliescu. S-a sucit cu Iliescu când a căzut astea, când a căzut toată manevra. Deci nu mi-a explicat tu mie cine era Iliescu și cum era Iliescu și că nu s-a fost implicare și că a făcut morții. Morții au fost făcuți după, când nu mai avea nimic, niciun instrument în mână. El era pe un câmp cu nevastă sa. Și întreba dacă a venit Iliescu. Ghicea Ceaușească anulină că vine Iliescu. Bă, pentru că e prostia lui Brinchi, că Brinchi nu dă această scrisoare aia, că mă iau acum cu el, în care cu 4 ani te spune și cum se va numi frontul salvării și cu absolut tot. Păi mă iau că e proști că nu dă. Pentru că i-ar demonta pe toți șmecherii ăștia care au pus mâna pe bani și pe putere și au făcut după aia ce au făcut. E simplă povestea, dar bravo lor, n-am nimic. Ce mi-ai zice să facem o petiție, să anulăm importul de portocale din Brazilia, să vedem cu ce mai gătește mai strâmbinețul.